Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. S-au stabilit cauzele incendiului din cartierul Mal Onești. I-au furat portofelul în plină zi, în timp ce se afla pe stradă. Noi trotuare din municipiul Onești vor fi reabilitate. S-au stabilit cauzele incendiului devastator din cartierul Mal din Onești. Un adolescent de 18 ani și-a pierdut viața într-un incendiu care a izbucnit în noaptea de 13-4 august la locuința sa din cartierul Mal, trupul acestuia fiind găsit carbonizat de către pompierii militari în mansarda casei. Flăcările înalte de câțiva metri au cuprins în întregime mansarda și etajul 1 la casei pe o suprafață de circa 230 de metri pătrați, iar pompierii militari oneșteni au intervenit cu numai puțin de 5 auto speciale cu apă și spumă, fiind ajutat și de un echipaj specializat din cadrul societății Kim Complex. Operațiunea de stingere a incendiului a durat aproape 4 ore. A doua zi, după lichidarea incendiului, s-a întocmit o comisie de cercetare care a stabilit drept cauza producerii tragediei un scurt circuit electric. Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, și-a prezentat realizările din mandatul său. Detalii urmăriți în materialul următor. Vreau să vă mai comunic și eu câte ceva. Suntem pe final de mandat, mandatul 2016-2020, este cel de-al patrulea mandat al meu și al dumneavoastră. O parte dintre noastre nu sunteți chiar de 4 mandate împreună cu mine, dar o parte sunteți de 16 ani alături de mine. Vreau să vă spun că s-au realizat lucruri foarte frumoase în toată această perioadă. Vreau să vă spun că împreună cu dumneavoastră și cu echipa din Primăria Comănești am putut să fac atât de multe lucruri și am putut să facem împreună atât de multe lucruri frumoase și bune pentru Comănești. Chiar dacă nu le-am putut face pe toate, nu este o scuză, ci este o constatare că nimeni nu le poate face pe toate, ci trebuie să facem în așa fel încât să prioritizăm lucrurile care trebuiesc realizate într-o localitate. Și pot să dau exemplu aici că se tot sublinia faptul că în cartierul Lăloaia nu s-a făcut mare lucru. Efortul nostru, a Consiliului Local Comănești, a administrației locale, a UAT Comănești, pentru cartierul Lăloaia a fost cu prioritate și cu dăruire maximă. Pentru că cartierul Lăloaia a fost unul dintre cele mai afectate de inundații, de calamități, de plecarea munților la vale, de dezastrele care s-au abătut asupra Comăneștiului. Lucrul acesta s-a întâmplat în primul rând datorită defrișărilor ilegale și irresponsabile care au fost în zona noastră. Nu spun că anumiți cetățeni, care cetățeni sau cine au tăiat acele păduri și acei munți care au plecat spre case, spre locuințele oamenilor. Dar m-am trezit că după 2 săptămâni de la preluarea primului meu mandat în 2004, am avut cele mai crunte și mai grele momente din viața mea. Am putut să constat oameni care și-au luat bagajul mic, un mic bagaj însemna ceva să aibă, să fie îmbrăcat, să nu fie frig, și a plecat în gara de la gara Comănești, care se află în zona Lăloaia acolo, gara său. Vreau să vă spun că au fost momente foarte dificile, foarte grele, și cine a trăit în acele perioade, cine a fost cu noi în acele perioade și cine a tras alături de noi în acele perioade, poate să știe, să-și aducă aminte cu ce ne-am confruntat. An de an, în 2004 a fost un rând de inundații, în 2005 din nou s-a repetat, în 2010 din nou s-a repetat, ca să nu mai zic că și în anii 2006, 7, 8 n-a fost liniște. Și atunci au venit peste noi ape multe. În 2010, după aia în 2016, în afară de inundațiile catastrofale care au amenințat Comăneștiu, dar deja începusem și aveam construite diguri de protecție, am avut și ghinionul ca să plece chiar un întreg munte, cu pădure cu tot, plantat, să plece la vale. Am reconsolidat
tot ce s-a putut consolida. Am refăcut digurile pe malul Trotușului și afluenților, pe toate părăile, pe părăul Lapoș, pe părăul Agachi, pe părăul Crăciunești, pe părăul Valea Poienii. Deci toate aceste zone au fost grav afectate și dacă nu construiam acele diguri de apărare și protecție și dacă nu construiam acele gabioane în acele zone, noi nu puteam să spunem că locuitorii aceia din Lăloaia se aflau în siguranță și în liniște. Am refăcut străzile care au fost distruse total și nu odată, de nenumărate ori. Fiecare rând de inundații, apele din aceste părăie care nu au fost îndiguite cu ani în urmă, au ieșit din albia lor și au făcut aceste probleme deosebite. Au trebuit să refacem rețelele de apă, utilitățile care au fost distruse în acea perioadă. Au fost inundate până și școlile, grădinița de la școala 5 bis, care a fost refăcută și consolidată la vremea respectivă. După care, după ce am reușit să refacem toate aceste străzi care au fost afectate, a trebuit să ne apucăm să tragem rețele de apă, pentru că multe dintre ele nu aveau apă potabilă deloc. La această oră, orașul Comănești dispune de cea mai bună rețea de apă potabilă din județul Bacău. Pot spune că putem număra pe degete la mâini câte case nu au apă. Casele care nu au apă, ori nu au fost condiții tehnice ca să urce apa la nivelul respectiv, ori nu au vrut cetățenii respectiv să tragă apă. Deci la ora aceasta nu există locuință să nu aibă apă. Se vociferează, nu avem apă, nu avem apă. Acei care spun că nu au apă nu stau în Comănești. Locuiesc în alte cartiere sau locuiesc din alte municipii, orașe, din prejurul nostru sau din alte localități. Sunt în diaspora. Există o problemă tehnică când plouă foarte mult pe Ciobănuș la deal. Stația de apă care aprovizionează Comăneștiul, din cauza turbidității, sunt nevoiți cei de la conducerea societății Apa Serv să întrerupă alimentarea cu apă pentru a nu bloca stația de tratare, pentru a nu se colmata. Și atunci, oprind alimentarea stației de apă, automat că rețeaua care aprovizionează orașul, de la aducțiunea de apă Ciobănuș până în oraș, automat că rămâne o perioadă fără apă. Dar perioada care rămâne fără apă este de numărul orelor, câteva ore. Situația asta s-a întâmplat, vă dau un exemplu, anul acesta, de trei ori. De trei ori, anumiți cetățeni care locuiesc într-o zonă mai sus față de rețeaua de apă, au rămas fără apă. O oră, două ore, trei ore. Este vorba de... este nesemnificativ. Noi lucrări de modernizare a trotuarelor vor începe în mai multe cartiere din Onești. Nicolae Natiu, primarul municipiului, a semnat două acorduri cadru ce vizează lucrări de întreținere a trotuarelor din oraș. În cadrul acestora, din această săptămână, demarează în primă fază lucrări la trei contracte subsecvente pentru zonele Cartier Mal, Bulevardul Mărășești și Cartierul TCR. Pe măsură ce lucrările înaintează, vor fi deschise și alte contracte subsecvente pentru ca la final să fie modernizate trotuarele în întreg municipiul. A fost declarație edilului municipiului Onești, Nicolae Natiu. Un proiect care va continua săptămâna viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu și în cartierul TCR, în cartierul Mal, Calea Mărășești, până la capăt, vă spun sensul giratoriu de la Carom, și Bulevardul Republicii finalizat. Continuăm cu strada Belvedere până la sensul giratoriu de la Lidl. Ulterior, de pe Bulevardul Republicii vom merge stânga-dreapta pe toate străzile. Și aici trebuie să știm. Plopului la dreapta, cum urcăm pe Republicii, de la sensul giratoriu, de la Moldova la deal. După care, Roseti, stânga-dreapta. După care, Păcii, stânga-dreapta. După care, George Călinescu, dreapta. Și așa mai departe. Culturii, dreapta. Toate străzile ce se intersectează cu Bulevardul Mărășești, cu Bulevardul Republicii, vor fi reabilitate după ce terminăm cartierul TCR, după ce terminăm cartierul Mal și strada Belvedere.
dar vreau să vă spun și dumneavoastră și tuturor oneștenilor că este un proiect ambițios, proiect care nu se va opri, proiect care va continua săptămână de săptămână, zi de zi, săptămână de săptămână, se lucrează și lună de lună. Și toată lumea, dacă mă întreabă de ce nu reabilităm în acest moment, astăzi sau mâine, platoul Casei de Cultură, o zonă moștenită. 2807, da? Da, o zonă moștenită. O infrastructură pietonală moștenită. O infrastructură pentru care aproape nimeni nu a făcut nimic. Vreau să vă spun că avem un proiect depus pe Compania aici Națională de Investiții și într-un timp foarte scurt vom semna și vor începe lucrările și la această zonă. Mă refer la piațeta Casei de Cultură. Nu putem să începem noi, municipiul Onești, pe bani de la bugetul propriu, pentru că există un proiect depus pentru o finanțare. Deci lucrurile merg, eu nu rog decât să aveți încredere și puțină răbdare, pentru că, după cum s-a văzut în acești 4 ani, administrația publică locală a municipiului Onești în 4 ani a crescut de la zi la zi, a fost mai performantă, mai atentă și mai eficientă. Eu îmi doresc să mergem înainte pe o direcție bună, o direcție care sper că se vede astăzi și poate dovedi și buna intenție și priceperea și voința și dorința de a face, și o direcție care cu siguranță, dacă mergem pe ea, peste 4 ani la alegerile din 2024 vom fi departe. Vom fi departe, vom fi acel oraș pe care cei de dinaintea noastră, oamenii cu părul puțin mai alb, își aduc aminte și erau foarte mândri de acest oraș. Orașul trandafirilor, orașul curățenii, orașul oamenilor harnici, intelectuali, așezați. Eu în direcția aceasta îmi doresc să merg alături de dumneavoastră și cu siguranță vom merge împreună. Da, într-adevăr, se lucrează, s-a lucrat mult, mulți au reclamat, ne-au reclamat că se lucrează din zor de zi, de la primele ore ale dimineții până seara târziu. O să rog colegii să lase imaginile. S-a lucrat într-un risc susținut. Da, s-a lucrat, se lucrează. Și temeinic. Am avut șansa să contractăm un constructor care poate dovedi, dacă mai era cazul, că și românii și muncitorii români sunt harnici, sunt pricepuți. Și firme serioase. Sunt pricepuți. Prețul la care executăm această lucrare este unul extrem de competitiv și de bun pentru municipalitate. Și mi-aș dori ca și constructorul de la podul de peste râul Trotuș și constructorul de la această infrastructură pietonală să fie model pentru acei constructori care câștigă licitații vis-a-vis de administrațiile publice locale din România. Eu îmi doresc ca oneștenii să aibă parte doar de astfel de exemple bune, demne de urmat și exemple care ne fac cinste atât firmelor de construcție cât și nouă. A început această lucrare undeva pe 20 aprilie, estimativ. Puteți da o perioadă de timp când veți finaliza? Când voi finaliza, întrebare ca la Radio Erevan, ce? Realizarea de trotuare, spuneați de cartierul TCR. Este un proces care va continua. Cartierul adică TCR, nu vreți să opriți. Cartierul TCR va fi, lucrarea de la cartierul TCR va fi finalizată în acest an. Am înțeles. Până în toamnă. La fel și lucrarea din cartierul Mal. Acolo ne vom întinde 2 luni, cred, cel puțin, pentru că sunt destule străzi. Pe lângă Mihai Bravo, Aicuza, Dobrogeanu Gherea, nu putem să le finalizăm într-o săptămână, 2 sau 3. Dar eu nu doresc să mă lansez în promisiuni vis-a-vis de termene, ci mă lansez în promisiuni vis-a-vis de obiective, și anume că le vom face. Sunt lucruri pe care mi le-am asumat, mi le asum și cu siguranță veți vedea și voi demonstra, dacă mai este cazul, că atunci când mă duc, apuc de un lucru, duc bine la bun sfârșit. După o săptămână în care pompierii și scafandrii au răscolit Bistrița în căutarea tânărului de 21 de ani care a dispărut în canalul de fugă, autoritățile au anunțat că misiunea a luat sfârșit. Tânărul, care a dispărut pe 30 iulie, a fost găsit după o misiune solicitantă care a implicat determinare și a fost susținut și la care au acționat în cooperare forțe și mijloace din cadrul ISU, Bacău și ISU Neamț, cu 2 autospeciale de scafandri, o barcă, 6 subofițeri, din care 4 scafandri. La acțiunile de căutare a participat și o echipă civilă de scafandri speologi din județul Cluj.
Municipiul Onești va avea o nouă stație de epurare. Contractul a fost semnat la începutul verii. Detalii urmăriți în materialul următor. Pe care l-am negociat cu Uniunea Europeană și care se află în tratatul de aderare, este singurul capitol din tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană care are termene de conformare, cum este și normal. Și aceste termene de conformare, care sunt prevăzute în tratatul de aderare, dar sunt prevăzute și în directive europene, directiva apei potabile și directiva apei uzate, directive care au fost transcrise în legislația românească, atrag răspunderea financiară a României și a comunităților locale pentru neconformare. Adică Uniunea Europeană vrea, și de aia ne ajută cu bani, ca toți cetățenii din localitățile mai mari de 2000, din UAT-urile mai mari de 2000 de cetățeni, să beneficieze de apă de calitate, de acces la servicii de canalizare și toată canalizarea din România, normal, să fie deversată în mediul înconjurător prin stații de epurare. Ce s-ar fi întâmplat? Dacă îmi dați voie să vă spun, vă spun. Dacă municipiul Onești nu era cuprins într-o aplicație declarată eligibilă, cum este această aplicație care am făcut-o împreună pentru Onești, ar fi luat cu, vreau să vă dau cifrele exacte, da, întâmplător m-am pregătit pentru... Deci, termenele de conformare au fost pentru apa uzată 31 decembrie 2017, respectiv pentru cealaltă apă 31 decembrie 2018. Termene până la care trebuiau demarate aplicațiile și să convingem Uniunea Europeană de buna noastră credință. Dacă nu am fi făcut ceea ce a făcut Raja la Onești, municipiul Onești ar fi plătit în prima zi de neconformare o sumă forfetară de 1.809.000 euro. Nu, nu, stați o secundă. La început e prima sumă care o plătești, 1.809.000 de euro. Urmând ca pe urmă zilnic înseamnă zi de zi, 365 de zile pe an, municipiul Onești să plătească o amendă care o stabilea Uniunea Europeană, de la minim 2.165 de euro la 130.000 de euro, repet, zilnic, până la realizarea conformării. Adică putea să plătească și 3 ani de zile, și 4 ani de zile, și 6 ani de zile. Dar nu mai mult de 47 de milioane de euro pe an. Să vă spună domnul primar dacă și-ar fi permis Oneștiul să plătească 47 de milioane de euro pe an. Asta s-ar fi întâmplat dacă Raja, operatorul regional Raja sau alt operator, pentru că în România sunt operatori regionali foarte competenți, nu este Raja singur operator regional, nu ar fi venit în municipiul Onești și nu ar fi făcut o aplicație care să fie acceptată de Uniunea Europeană, să fie declarată eligibilă, adică să financeze Uniunea Europeană și să ne apucăm de treabă. Asta s-ar fi întâmplat. O tragedie financiară pentru municipiul Onești. Lăsând la o parte faptul că noi din prima zi, 1 iunie 2017, am furnizat data apa 24 de ori pe zi. Și nu ne-am încălcat cuvânt. În ceea ce privește, dacă îmi permite și mie puțină maliciozitate, aceasta este averea pe care Raja a furat-o oneștenilor. E una dintre averi. Dar va pune în loc ceva similar cu aici. Hai să fim serioși. Parcă din când în când ar mai trebui și un mulțumesc. În manjurături. Din partea cui? Din partea beneficiarilor, a cetățenilor care se bucură de apă 24 de ore pe zi ferii, pentru că până la 1 iunie 2017, dacă vorbim de calitatea vieții, îmi închip eu calitatea vieții, aveau apă 2-3 ore dimineața, 2-3 ore după masă. Cât va costa, domnul Stroie, apa asta? Apa asta nu va deocamdată la apă plată, sunt apa de băut, suntem pe locul 12 și tot deocamdată suntem pe locul 2 pe țară la canalizare epurare. Dar avem de ales ferii. Deci avem de ales. Nu, o secundă. Dar avem de ales. Hai să plătim zeci de milioane de euro, să nu ne conformăm. Hai să plătim. Băi, fraților, un pachet de țigări e între 21 de lei și 40 de lei pachetul. Care fumează sub ranii negre, eu nu sunt fumător. Costă 40 de lei și cele mai proaste costă 20 de lei. Hai să fim serioși. Un necesarul de apă al unui cetățean, în conformitate cu statisticile Uniunii Europene, nu din Bangladesh, este de 128 de litri de apă pe zi. Adică în jur de circa 4 metri cub de apă pe lună, 3,9. 4 metri cub de apă pe lună.
dublat cu 4 metri de canalizare înseamnă 8. Înseamnă 2 pachete de țigări. Asta înseamnă apa pe care o plătește un cetățean astăzi. Am prins exact ultimul tren și oneștenii trebuie să înțeleagă un lucru. Și eu cred și este firesc că fiecare om trebuie să beneficieze în acest secol de apă. Dar în foarte multe lucruri nu se întâmplă lucrul acesta sau se întâmplă fie cu... Nici la noi nu se întâmplă acum 4 ani. Am uitat. Am uitat când aveam 3 ore dimineață, 3 ore seara de apă, dar nu aceasta este problema. Problema este următoarea. Pe programul de finanțare POIM, municipiul Onești nu se afla în master plan nici pe județul Bacău, nici nicăieri. De ce? Pentru că acest serviciu public de alimentare cu apă și canalizare era administrat, să spun, de către o companie privată, căruia nu i se delegase acest serviciu. Și compania aceasta nu intrase în aplicația pe POIM pe județul Bacău. Toată infrastructura de apă și canal în județul Bacău va fi modernizată pe bani europeni. Dar încă nu știu să fi semnat CRAB-ul, municipiul Bacău, contractul de finanțare. Noi, în 2017, luna iunie, am optat în a intra în această asociere și să mergem împreună cu Raja pe un drum al normalității. Ce vreau să spun? Apă 24 din 24 la un preț rezonabil, dar fără probleme. Dar ceea ce este mai important este că toată infrastructura de apă și canal în municipiul Onești va fi modernizată, începând din acest an, pe bani europeni, într-un total de 58 de milioane de euro. În cele mai mari investiții din Onești. Dacă nu intram, dacă nu delegam serviciul către Raja, de unde am fi obținut noi banii pentru modernizare? Pentru că municipiul Onești nu putea aplica el singur, ci doar dacă se afla într-o asociere acesta, cum este Raja sau cum este CRAB-ul. Ce riscam? Că aici este foarte important să discutăm. Dacă nu prindeam acest al 12-lea tren, și mă refer aici că am avut ocazia să intrăm în această asociere cu Raja și am obținut banii pe fonduri europene semnând contractul de finanțare alături de Raja, trebuia să modernizăm infrastructura de apă și revenim și vorbesc acum puțin despre canalizare. Începând din acest an, tot ce înseamnă canalizare și evacuare a canalizării în râul Trotuș va fi măsurată ca și parametri a calității apei care este deversată în râul Trotuș. Dacă sunt depășite niște norme impuse de Uniunea Europeană, se vor da niște corecții care înseamnă amenzi, pe înțelesul tuturor, pe care trebuie să le plătească comunitatea. Comunitatea nu înseamnă... Din bugetul mare, local. De investiții. Vreau să vă spun că cea mai... Primele amenzi sunt undeva de ordinul sutelor de mii de euro. Primele amenzi. Ți se dă prima amendă, ți se dă termen să te conformezi. Da. Ca să te pui în legalitate, trebuie să faci ce înseamnă. Trebuie să faci stație de epurare nouă, sistem de canalizare nou și sistem de apă nou. De unde bani dacă noi nu intram în Raja și nu prindeam ultimul tren pe finanțare? Nu știm. Iar amenziile pot duce ulterior și până la 1 milion de euro. Și stelea pe zi. În fiecare zi, da. Pe zi, nu vorbim pe an. Ei, imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat cu municipiul Onești și cu acest buget dacă noi primeam câte o amendă de 100 de mii de euro pe zi. Am trecut la mustață, ca să zic așa. Ne-a trecut glonțul pe lângă ureche. Mulțumim bunului Dumnezeu că am semnat și am delegat acest serviciu către Raja. Am semnat contract de 58 de milioane de euro pentru municipiul Onești. Și acest proces de finanțare și de modernizare este ireversibil. Nu se mai poate întâmpla nimic ca banii aceia să nu fie investiți de către Uniunea Europeană sau de către Raja în municipiul Onești. Încă o dată spun. Iar pentru acest lucru trebuie să le mulțumesc și consilierilor locali care în vara anului 2017 au votat în unanimitate delegarea serviciului de apă și canal către Raja.
preotul din Letea Veche, care a fost filmat în centrul Bacăului în timp ce își agresa soția, aceasta având în brațe și un copil de nici 4 ani, nu va mai avea voie să slujească în următoarele 30 de zile. În toată această perioadă, părintele va face canon de pocăință și va trebui să vină la centrul eparhial însoțit de doamna preoteasă și de duhovnicul lor, a explicat Alexandru Zanfir, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preotul din Letea Veche, care și-a agresat soția, a descris întâmplarea nefericită ca fiind o orbită de moment. Polițiștii din Onești au fost sesizați de un localnic despre faptul că persoane necunoscute ar fi sustras portofelul din buzunarul cămășii în timp ce se afla pe stradă. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au depistat și identificat un bărbat de 42 de ani care ar fi profitat de neatenția păgubitului și ar fi sustras din buzunar portofelul în care avea documente personale și suma de 150 de lei. Bunul sustras a fost găsit de polițiști asupra bănuitului și predat păgubitului, prejudiciul fiind recuperat în totalitate. Pe numele bărbatului în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo. Miercuri 12 august, maxima va fi de 27 de grade Celsius, iar minima de 14 grade Celsius. Joi 13 august va fi parțial însorit, maxima va fi de 26 de grade Celsius, iar minima de 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!